Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. La microfon Daniel Săuca, astăzi stăm de vorbă cu deputatul Lucian Bodeco, președinte PNL Sălaj. Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Într-o situație, într-o stare politică, să-i spunem noi, agitată, controsionată, televizată, isterizată, toate epitetele, adjectivele de care, pe care doriți vi le spun, dar cum vă simțiți dumneavoastră acolo, în miezul evenimentelor, să zicem așa? Nu mă simt deloc foarte confortabil, având în vedere situația corect descrisă de dumneavoastră. Dincolo de chestiunile care țin de decizia politică a fiecărui partid, până la urmă, de modul în care acționează fiecare partid politic în această perioadă, cred că parlamentarii, că despre la ei făceați referire, parlamentarii în acest moment, majoritatea din arcul guvernamental, pierd în acest moment, în aceste momente din vedere, o chestie care pare oarecum așa ca o chestiune, o expresie brevetată oarecum de UNPR, interesul național. Ei, acum lăsând exprimarea UNPR-iștilor la o parte, noi cred că în aceste momente pierdem din vedere interesul național. Interesul pe care România ar trebui să-l aibă și să și-l joace corect la masa bogaților în Uniunea Europeană. Interes pe care noi îl punem în pericol, noi ca instituție, Parlamentul României, prin ultimele mutări de pe, din agenda Parlamentului. Și în special mă refer aici la opoziția, la refuzul majorității, a PSD în special, de a încuvința începerea urmăririi penale sau reținerea după caz a unor colegi parlamentari. Noi cred că, vorbesc de cei care au procedat în consecință și se știe foarte bine cine a votat la vedere pentru, în favoarea solicitării Direcției Naționale Anticorupție, Justiție în general, și cine a votat secret, atât de secret încât ați văzut pe un site național mare parte din senatori au fost identificați și li s-a arătat în toată splendoarea lor adevărata față, una declară și alta fac. Ei, dincolo de acest aspect, revin la ce cred eu că este foarte important în aceste momente. România își dorește să ajungă țară, membră, cu toate drepturile în Uniunea Europeană, și când spun toate drepturile, spun inclusiv aderarea la spațiul Schengen. Când spun toate drepturile, mă refer și la inclusiv la aderarea la moneda euro. Când spun toate drepturile, mă gândesc la Uniunea Energetică, cel mai mare proiect al Uniunii Europene de la înființare și până în prezent. Ei, noi pierdem aceste lucruri din vedere și pierdem enorm de mult ca țară procedând în felul în care PSD-ul a procedat cu Șova. Un caz sau două? De ce generalizați? Este un caz care a provocat o reacție de neimaginat, dacă vă puteți, dacă ne uităm corect, echidistant, fără o privire politică, atât în rândul cancelarilor lumii, ați văzut, ambasada Statelor Unite, ambasada Marii Britanii, ambasada Olandei, ca să dau doar câteva exemple, cât și în rândul societății civile, și a mai transmis un mesaj, acest caz de care facem, la care facem referire. A transmis un mesaj pe care nu-l vedem, dar o să-l simțim cu siguranță în mediul economic. Îngrijorarea investitorilor, marilor investitori, este una
reală, chiar dacă nu o exprimă în fiecare seară pe toate posturile de știri. Uitați, putem să vedem ce s-a întâmplat cu bursa, cu evoluția cursului. Sunt semnale care nu pot fi negate, sunt semnale pe care această decizie nefericită a Parlamentului de a proteja un coleg parlamentar, din motive pe care nu vreau să le comentez, ca să nu spunem, domnule, punem tot pe seama PSD-ului. Nu, dincolo de relațiile interumane și relațiile de afaceri care sunt la vedere, sau au fost la vedere între Victor Ponta și domnul senator Șova. Nu, dincolo de aceste lucruri, cred că aceste aspecte ne scapă din vedere. Apropo de cum mă simt eu în acest moment și cum cred că afectează aceste decizii credibilitatea României. Suntem într-un moment zero, nu întâmplător. Partidul Național Liberal a cerut, pornind de la toate aceste semnale văzute și mai puțin văzute, din piață, din economie, a cerut, Partidul Național Liberal a cerut alegeri anticipate. Eu cred că o restartare a clasei politice este necesară în aceste momente. Nu cred că justiția, DNA în speță, este chemată să restarteze clasa politică. Bode, nu cer scuze. Eu cred că poporul, printr-un vot clar, ar putea să facă acest lucru. O restartare a ceea ce spuneți dumneavoastră, și o restartare a justiției. Eu îmi permit să am două dubii. Dubii putem să avem. Corect. Da. Dumneavoastră, ca jurnalist, puteți să aveți și opinii contrare. Sunt două cazuri celebre ale PSD, da? Care s-a făcut mare tantam, în speță cazul domnului Mazăre și cazul domnului Vâlcov. Da? Domnul Mazăre, reținut 24 de ore, după care cercetat în libertate. Da? Un mare semn de întrebare asupra a tot ce a însemnat mediatizarea acestui caz. Să mi se dea voie să am rețineri, să am dubii cu privința asta. În cazul domnului Vâlcov, după ce toate televiziunile, toată mass media a fost, că și-a băgat tablouri inclusiv în pereți, toată nebunia, da, de pe lume, este în arest la domiciliu, deci nu este arestat. Atunci nu credeți că totuși o restartare a actului de justiție ar trebui, nu numai clasei politice de care faceți dumneavoastră parte, o restartare, de fapt, a întregii societăți. A întregii societăți. Cred că aveți dreptate. Însă, ce se întâmplă? Noi confundăm de cele mai multe ori votul dat în Parlament cu o sentință. În momentul în care Parlamentul votează și mesajul acesta este în piață, îl condamnă sau nu îl condamnă? Ceea ce este foarte grav. Eu cred că fiecare parlamentar aflat în situația aceasta nefericită are mai întâi el interesul de a demonstra că nu este vinovat. Sunt parlamentari. Dau exemplu din tabăra noastră, Ioana Riton, care a mers în fața Senatului și a spus, vă rog frumos, să încuvințați începerea urmăririi penale pentru a putea să-mi demonstrez nevinovăția. Ce se întâmplă cu Ioana Riton? Foarte bine, s-a dus în instanță, procesul merge mai departe. Ați mai văzut vreo dispută publică vis-a-vis de Riton? Nu. Dacă toți ar proceda la fel ca și colegul nostru, Ioana Riton, nu a mai vedea acest spectacol. Dar în momentul în care apelez la cele mai josnice metode de a impresiona, de la cititul acatistelor până la datul cu mir, decredibilizez instituția fundamentală a statului român, legiuitorul, parlamentul. Ei nu realizează cât rău fac, și Vosganian și Șova, cât rău fac prin această atitudine Parlamentului ca instituție și României în ansamblu. Nu spun că nu sunt abuzuri și de cealaltă parte, pentru că ați dat câteva exemple și concluzia, nu putem trage acum, concluzia o tragem în momentul în care există o sentință definitivă și irevocabilă și atunci s-a demonstrat că au fost făcute abuzuri
nu puține procese au fost câștigate la CEDO, dar în momentul în care ai o sentință definitivă și revocabilă, nu mai ai ce să comentezi. Pe mine acest lucru mă determină să spun că suntem într-o situație fără precedent în istoria post-decembristă, în care clasa politică este la cel mai jos nivel al încrederii în societatea românească din istoria de 25, dar mai poate coboră și sub 9%. Dar este în cel mai dificil moment al existenței noastre democratice de după 1989, și atunci clar că este nevoie de o asemenea restartare. Cum de altfel cred că o regândire a tot ce înseamnă telejustiție, pentru că este inadmisibil ca unii, nu vorbesc neapărat de oameni politici, vorbesc și de oameni de afaceri, foarte mulți în această situație, polițiști și din alte structuri de forță ale statului, este inadmisibil să afle din presă ce conține rechizitorul. Să citească în presă ce li se întâmplă. Este inadmisibil ca în momentul în care, înainte de a fi citat, toate televiziunile să fie la locul în care urmează să fie ridicat. Este inadmisibil ca un membru CSAT, cum este ministrul de finanțe. Ministrul de finanțe este unul dintre cei mai importanți oameni din guvern. Este practic mâna dreaptă a primului ministru. Ministrul de finanțe să fie lăsat de către instituțiile abilitate cu informarea corectă a decidenților politici. Și aici mă refer la primul ministru și la președintele țării. Să fie lăsat, să fie promovat într-o astfel de funcție, într-o astfel de poziție cheie, într-un stat membru al Uniunii Europene cu poziția geostrategică, geopolitică a României, să fie lăsat să ajungă în această poziție știindu-i se, cunoscându-i se trecutul dubios, ca să nu spun că este sau nu vinovat, că nu avem dreptul să facem acest lucru, este inadmisibil. Acest om a participat la decizii în CSAT, decizii strategice vis-a-vis de poziția trupelor noastre în NATO, decizii strategice privind unele măsuri care țin de economia României. Eu am fost membru în CSAT. Știu câte filtre de securitate există pentru a nu, Doamne ferește, a nu ieși în exterior vreo informație de la cei 3-5 miniștri care sunt membri în CSAT. Ministrul de Finanțe este unul dintre cei mai importanți. Este de neconceput și sunt de acord cu dumneavoastră că o restartare și pe partea aialaltă este necesară. Că altfel suntem, o să ajungem... Suntem la o emisiune politică și ne exprim pe această cale, chiar dacă nu-i stilul meu de a face emisiuni în felul acesta, dar multe instituții ale statului joacă politic. Joacă politic și nu știu dacă acest rol, care nu a trebuit să-l aibă, deci merită să fie dezvoltat de continuare. Și aici poate că este și o vină a voastră, a politicienilor, că ați lăsat sau ați lăsat cumva hățurile din mână, într-un fel. Eu, ca și parlamentar, nu pot să fac o astfel de afirmație. Mâine ne trezim cu o intervenție a CSM-ului și nu vreau să fac astfel de afirmații, nici să vă dau dreptate, nici să vă contrazic. Eu pot să analizez fapte. Pot să analizez decizii definitive, nici de cum presupuneri. Acesta este, până la urmă, rolul unui om politic, nu să acuze, să aducă acuzații pe presupuneri. Revenind la situația politică în care ne aflăm, Parlamentul României, în acest moment, legiferează puțin spre deloc. Parlamentul României în fiecare săptămână, dacă nu cu siguranță la două săptămâni, a avut parte de un spectacol mediatic
chemat fiind să se pronunțe pe începerea urmăririi penale în cazul unor colegi sau în cuvințarea arestării preventive în cazul altor colegi. Dar nu cetățenii României sunt vinovați. Nu justiția este vinovată. Noi suntem vinovați ca și membrii acestui parlament, pentru că ne bate în joc, și vorbesc aici de majoritatea care încalcă acest lucru, nu mă refer la cei care procedează conform legii, ne bate în joc de această lege fundamentală, Constituția României. V-am prezentat înainte de a intra în emisiune. Ce este neclar în acest regulament, care este lege? Regulamentul, statutul deputaților și al senatorilor. Când citim la articolul 21, imunitatea parlamentară poate fi ridicată numai de către camera din care deputatul sau senatorul face parte, în conformitate cu prevederile articolului 72 din Constituția României Republicată. Iar la articolul 72, negru pe alb, legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți în fiecare cameră. Dar deci, ce au făcut acest lucru? În condițiile în care Ecaterina Andronescu, Șerban Mihailescu și alți senatori și-au pierdut imunitatea cu 72, respectiv 76, parcă, de voturi pentru Șova, cu 79 rămâne senator. Elena Udrea, în Camera Deputaților, în aceeași situație, cu majoritatea voturilor celor prezenți, și-a pierdut imunitatea și cererea DNA a fost avizată favorabil. Iar din disperare politică, pentru că nu găsesc altă explicație, din disperare politică, PSD-ul îl menține în funcția de senator și refuză să dea curs cererii DNA-ului pentru Șova, pentru că relațiile, cum spuneam la începutul emisiunii, de afaceri între Șova și Ponta sunt bine cunoscute. Sunt bine cunoscute, pentru că domnul Victor Ponta a fost avocat partener în Casa de Avocatură Șova și Asociații. Asta a fost în urmă cu... În urmă cu câțiva ani, din care a încasat câteva sute de mii de euro. Sunt declarații de avere publice, documente publice ale domnului Victor Ponta. Relațiile de business între cei doi sunt foarte clare. Prietenia dintre ei este de asemenea arhicunoscută. Nu poți tu, ca prim-ministru, să dai un mesaj când este vorba despre un adversar politic și alt mesaj când este vorba de un coleg de-al tău. Dincolo de faptul că Victor Ponta ne-a obișnuit să spună, ca și deputat, votez împotriva proiectului Roșia Montana, dar ca și prim-ministru susțin. Atât mai urma să spună, ca și prim-ministru votează pentru încuvințarea arestării lui Șova, și ca și deputat, miza este actuala majoritate, domnule Daniel Său, ca și stimați ascultători. Miza este legată de actuala majoritate parlamentară, pentru că sunt legați pesediști în acest moment, sunt legați practic de câteva voturi. În Camera Deputaților, în Senat, vorbim de 6-7 voturi. În Camera Deputaților, nicio lege organică nu mai reușește să o treacă. Nu mai au 198 de voturi. Și ultima lege organică care le-a căzut în această săptămână a fost regulamentul deputaților. Regulamentul deputaților, care a căzut cu 187 de voturi. Nu mai au acea majoritate de care discutau. Una este ce s-a votat la judecătorul de la Curtea Constituțională și bugetul și mai departe. Nu. Majoritatea este extrem, extrem de fragilă. Atât la Senat, cât și la Camera Deputaților. Pe un guvern care nu are majoritate să-și treacă legile organice. Are o mare, mare problemă. Și în aceste condiții, orice dezechilibru în zona PSD-ului, gen Șova, pentru că Șova este legat umbilical de foarte multe chestiuni din PSD și de mulți colegi din PSD, ar conduce, în opinia mea, la pierderea acestei majorități. Și pentru că
ei sunt conștienți de acest lucru, se agață, practic, de acest demers și nu dau posibilitatea justiției să-l poată ancheta pe Dan Șova așa cum ar dori. Sigur, până la urmă, momentul adevărului este aproape. Noi, ca să eliminăm orice dubiu asupra potenței pe care opoziția politice pe care opoziția o are, vom depune moțiune de cenzură probabil, cel mai probabil, la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Această moțiune de cenzură va fi momentul adevărului. Dacă se dorește continuarea guvernării de către Victor Ponta, în stilul cunoscut, deja are 3 ani de când guvernează România, sau se dorește altceva. Eu cred că românii, dincolo de faptul că nu și-au ales parlamentarii în noiembrie 2014 și-au ales președintele, românii au transmis și un mesaj. Vrem altă abordare din partea clasei politice, fără autosuficiență, aroganță și dispreț. Dacă Victor Ponta nu transmite și PSD-ul nu transmite aceste mesaje, înseamnă că trebuie să rămână la guvernare până în 2016. Dacă însă în Parlamentul României se va găsi o susținere pentru a-l da jos pe Victor Ponta pentru 11.000 de motive pe care le pot înșira aici și în același timp să susțină un program de guvernare al Partidului Național Liberal deja prezentat public, pentru că nu venim la guvernare nepregătiți, venim cu un program de guvernare foarte clar pe fiecare domeniu în parte și despre acest lucru putem să discutăm, atunci, cu siguranță, putem să vorbim de un moment zero, un moment al adevărului pentru clasa politică din România și pentru țara noastră, dacă doriți. Momentul e aproape. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul Magazin Sălăjan, astăzi cu deputatul Lucian Bode, copreședinte PNL Sălaj. Haideți să mai zăbovim o leacă asupra restartării de care pomeneați. O restartare a întregii societăți. Haideți să pornim de la un exemplu, în opinia mea, concludent. În Parlament nu prea mai lucrați nimic, sau nu aveți de lucru, sau nu puteți să lucrați, din diverse motive. Și una și alta. Prin multe instituții, la nivel central, nu se mai lucrează aproape nimic, din motive care sunt ușor recunoscibile. Prin județe bănuiesc că se verifică zidurile cum sunt de bine blindate, etc., etc. Iar pe de altă parte, populația o duce din ce în ce mai greu din diverse motive. Economia, cum ziceați dumneavoastră și mulți alții, nu duduie. Restartarea de care pomeniți, cu alegeri anticipate sau nu, va rezolva într-adevăr problema? Sau, de fapt, sunt hibe mult mai mari, mult mai profunde decât aceste declarații politice sau jurnalistice, etc.? Noi putem să ne uităm la ceea ce românii au dorit în noiembrie. Cei mai înverșunați susținători a lui Klaus Iohannis și-au pus un mare semn de întrebare dacă poate câștiga alegerile prezidențiale. Și cred că sunteți de acord cu mine. În competiția cu Victor Ponta, care deținea toate pârghiile guvernamentale din toate punctele de vedere și toate pomenile electorale care, posibile și imposibile, putea să le da un candidat din acea poziție, le-a dat. Cu toate acestea, o mișcare a societății civile care a generat emoții greu de cuantificat pentru ambele tabere, dar mai ales pentru adversarii noștri, pentru stânga, a dus la acordarea unui vot masiv în raport cu tur 1 pentru Klaus Iohannis și nu atât pentru Klaus Iohannis. Eu cred că votul dat în noiembrie a fost pentru proiectul Klaus Iohannis. Ce reprezenta el? Altă politică, alt mesaj. Proiectul de țară, România lucrului bine făcut.
Klaus Iohannis a venit cu personalitatea lui, cu trecutul lui de primar recunoscut și apreciat, dublat de un proiect în 11 puncte, nu în 111, în 11 puncte, pe economie, pe componenta socială, pe muncă, pe energie, pe mediu, proiectul pe administrație locală, proiectul numit România Lucrului Binefăcut. Eu cred că un program de guvernare pliat pe proiectul de țară România Lucrului Binefăcut, așa cum este programul de guvernare al Partidului Național Liberal, ar rezolva, fie și parțial, aceste probleme cu care se confruntă societatea românească în acest moment. Programul de guvernare al Partidului Național Liberal are două etape. O etapă până în 2016 și o etapă pentru un ciclu complet 2016-2020. Problemele cu care se confruntă societatea românească, și eu mă refer la cele de natură economică, sunt foarte diversificate, dar totul pornește de la economie. Degeaba vorbim noi că avem creștere economică, suntem tigrul Europei, când în buzunarul fiecărui român rămân din ce în ce mai puțini bani. Degeaba spunem noi că avem un deficit între cele mai mici din Europa, când vedem că investițiile străine directe în România au scăzut la jumătate. Degeaba vorbim că am absorbit 70%, 80% din fonduri, când vedem, noi doi vedem că în Sălaj, de 3 ani de zile, nu s-a construit un metru de drum. Vorbesc pe fonduri europene. Nu s-a demarat un singur proiect nou pe fonduri europene. S-au continuat cele începute în perioada 2008-2012 și s-au finalizat. Multe erau finalizate în 2012. Aici o să vi se spună de către adversarii noastre că nu e așa. Dar dacă nu e așa, puteți să fiți avocatul diavolului și să spuneți dacă este așa sau nu. Dacă îmi puteți da un singur exemplu, un singur obiectiv care a demarat în mandatul guvernului Ponta în județul Sălaj, eu îi felicit. Din păcate nu putem și îmi pare rău că în Sălaj nu am adus investiții, n-au adus cei care sunt acum la putere, investiții mari de genul celor finanțate sau cofinanțate de guvernul României în mandatul 2008-2012. Și dau 4 exemple scurt. Drumul național Herecleana-Lești sau Răstoci-Herecleana-Lești, cele două drumuri județene cofinanțate de guvernul României, Ciucea Vârșos și Românaș Benesat, respectiv Sala Sporturilor din Zalău. 4 obiective scurt. Să dea un singur exemplu, să nu fiți avocatul diavolului. De obiectiv major început aici. Am închis paranteza. Aici cred că ar trebui să umblăm și să ne gândim ce facem noi dacă suntem la guvernare pentru bunăstarea celor care ne-au trimis acolo și care ne-au dat vot de încredere să guvernăm. Eu văd că în Sălaj fac foarte puțin și le aduc argumente de natura celor prezentate aici și multe altele. Cu regret spun că mi-aș fi dorit să spun bravo PSD, pe guvernarea Ponta au demarat lucrările la autostrada Transilvania pe tronsonul Sălaj. Un subiect delicat sub toate guvernările. Categoric. Dar am dat un exemplu. Sau la șoseaua de centură a orașului Zalău. În fine, natura problemelor, sigur că este extrem de complexă, dar cheia, spun eu, este într-o dezvoltare economică care să producă bunăstare. Pentru că sunt foarte mulți în lumea asta care vor să investească, investitori strategici, dacă vreți, care ar vrea să investească, sunt convins, și în Sălaj. Dar toți, absolut toți, pun prima condiție, cea legată de accesul la investiția respectivă. Infrastructura, nu vorbesc neapărat de cea rutieră,
faptul că suntem aproape de, de aeroportul internațional din Cluj-Napoca este un avantaj, dar toți cei care vor să investească în oriunde în România pun prima problemă. Accesul, infrastructura, utilitățile. Cred că soluția, ca să concluzionez, la multe din problemele cu care se confruntă societatea românească este o economie socială de piață, o economie puternică, o economie îndreptată către micul antreprenor. Aceasta cred eu că este una din soluțiile care ar rezolva parte din problemele cu care se confruntă societatea românească și, bineînțeles, cum spuneam, revin, o restartare a societății, dar pornind cu, în primul rând, clasa politică, cu abordarea, dacă nu am învățat nimic din votul din noiembrie... Alegerile anticipate a rezolvat această problemă. Mulți și-au exprimat în această perioadă, domnule, degeaba aduc ăștia și tineri, ca să folosesc limbajul ăștia, că sunt la fel ca și aia bătrânii. Sau poate că sunt mai răi, sunt mai școliți, mai altfel. Depinde. Sigur că eu sunt subiectiv când vorbesc despre tinerii promovați de PSD. Dar vă dau dreptate. Tinerii promovați de PSD în guvern, cu tot respectul, nu au făcut performanță dimpotrivă. Și ne uităm la Vâlcov, un tânăr care a fost în PDL, da? Un tânăr care a plecat în 2012 cu 3 parlamentari de old și guvernul a căzut la 5 voturi în 2012, în martie, în ziua în care a plecat, nu uit niciodată, ziua în care a căzut guvernul ungureanu, 27 aprilie 2012, domnul deputat Bărbulescu, colegul meu de la PDL, a anunțat că se înscrie în PSD în ziua moțiunii, alături de Vâlcov și de alți doi colegi. Deci a făcut-o, care a fost rațiunea pentru că a luat această decizie, nu mi-e greu să spun aici, dar și Vâlcov și Șova și doamna Petrescu și domnul Răzvan Nicolescu și cel de la, nu rețin... S-a avut și la PDL tine, doamna Udrea, vă da. Dau exemplu. Bun. Deci, din păcate, așa cum arată lucrurile în guvernarea PSD, categoric nu cred că putem vorbi de o mare performanță a tinerilor politicieni, din păcate. Sigur, putem da exemple și din guvernarea de dreapta. Guvernarea Mihai Răzvan Ungureanu a fost 90% formată din tineri. Cabinetele au fost conduse de tineri până în 40 de ani. Nu este suficient să fii tânăr, categoric. Nu este suficient pentru a avea o astfel de responsabilitate să fii, să nu fii fost membru al Partidului Comunist Român. Nu. Categoric este nevoie de oameni bine pregătiți. Este nevoie de oameni care să nu se califice la locul de muncă. Pentru că vedem, eu cel puțin am văzut în comisia noastră la Parlament, în Comisia pentru Industrie, vin tot felul de secretari de stat să susțină inițiative legislative, ordonanțe de urgență ale guvernului, care n-au nicio treabă cu domeniul respectiv. E clar că ei au fost numiți acolo politic ca să răsplătească performanța politică a unui județ. Ei, cred că Partidul Național Liberal trebuie să învețe din greșelile pe care le-a făcut PDL-ul la guvernare și le-au făcut cei din PSD la guvernare, apropo de modul în care sunt promovați oamenii. Și cred că într-o perspectivă apropiată sau mai îndepărtată, mă refer la 2016, Partidul Național Liberal va forma un guvern în fruntea căruia se va afla cu certitudine Cătălin Predoiu, un guvern din oameni profesioniști, din oameni foarte, foarte bine pregătiți. Că altfel nu s-a întâmplat nimic și opinia publică o să spună, bun, îi schimbăm pe aia cu aștelați, ca să ce? Este adevărat. Îi schimbăm pe cei care n-au făcut performanță cu oameni care au demonstrat că pot să facă performanță. În diverse companii, în politică, de ce nu? Eu am această speranță că Partidul Național Liberal va reuși să impună la nivel central o
o echipă, o echipă de oameni profesioniști. Va continua acest tevălug în Parlament, din câte simțiți dumneavoastră? În opinia mea, da, pentru că am aflat în urmă câteva zile, sunt în jur de 140-150 de parlamentari, unii au fost anunțați, alții urmează să fie anunțați de faptul că s-au aflat la un moment dat în incompatibilitate. Iată că de la 500 și ne apropiem de 300, pentru ceilalți n-am văzut vreunul să câștige în instanță procesul cu ani, vorbesc de parlamentari, care și-au angajat rudele, în fine, aici are o întreagă discuție, pentru că nu ei au angajat, nu parlamentarul angajează fratele, sora, nevasta la cabinetul parlamentar, ci Camera Deputaților, prin secretarul general. El se uită pe documente și spune, da, cetățeanul corespunde și îi semnează contractul, îi înregistrează contractul de muncă. Nu vreau să îi apăr pe cei doi colegi, chiar cei de la Sălaj, domnul Nosa și domnul Sărășdeneș, care sunt în această situație, că n-au știut că nu au voie, dar Camera Deputaților, ca și angajator, când i-a luat toate actele de angajare, ne-a spus, domnul, și după nume, sau îl întreb pe parlamentar, are vreo legătură de rudenie cu dumneavoastră conform legii? Dacă are, aduceți altul. N-am fost în situația asta spre, sigur, dincolo de componenta morală, ca să nu spun altfel. Te gândești că totuși există în lumea asta, pe lângă familia ta, mulți oameni care pot să facă performanță la cabinetul parlamentar. Dar decizia aparține fiecăruia. Dar în momentul în care te duci la Camera Deputaților și ți-l înregistrează că el corespunde din punct de vedere legal, al tuturor prevederilor legale, și toți, absolut toți, au pierdut în instanță procesele cu ani, iar și aici, apropo de dubla măsură, unii au luat un an și 6 luni cu suspendare, alții au luat amendă administrativă de 1000 de lei. Pe același caz. Este un semn de întrebare. Ca să închei răspunsul la întrebarea dumneavoastră, cred că pe această zonă a incompatibilităților veți vedea foarte multe procese în perioada următoare. Sunt deja de ordinul zecilor. Din informațiile care le avem în Parlament, se pare că o să ajungă la 140-150 de parlamentari aflați în această situație. În ceea ce privește faptele penale săvârșite de unii parlamentari, aici instanța este chemată să spună dacă într-adevăr există probe, pentru că așa, date și indicii rezonabile, cum scrie la legea deja celebră a doamnei Macovei, date și indicii rezonabile sunt în regulă, dar certitudini dovedite, lucruri dovedite, până la a le dovedi, este cale lungă. Eu nu cred nevinovăția fiecăruia aflat în astfel de situație. Sigur că respect decizia politică, dincolo de opțiunea mea personală, respect decizia politică a partidului și de fiecare dată, la fel cum au făcut și ceilalți colegi parlamentari din Partidul Național Liberal, am votat pentru solicitări, în favoarea solicitării justiției de a ancheta, de a cerceta în diverse forme anumiți colegi parlamentari. Aproape de finalul misiunii noastre, domnule Pote, despre Sălaj, vești, noutăți, lucruri, da, bune. Da, vă dau o veste, cred că spun pentru prima dată la dumneavoastră, la emisiune, spun public, pentru că am confirmarea de alalt, de ieri. Săptămâna viitoare în Sălaj vor fi prezenți cei doi copreședinți ai Partidului Național Liberal, domnul Vasile Blaga și doamna Alina Gorghiu. Vom avea o întâlnire cu electoratul nostru, pentru că suntem într-un proces de constituire a celor comitete locale executive în Partidul Național Liberal. Practic suntem pe ultima sută de metri, mai sunt câteva de constituit. Le vom finaliza în 2 aprilie, joi. O
un punctaj doar, cum spuneți dumneavoastră, după ce Sălajul a dat nou șef al serviciului de informații, după ce săptămâna aceasta Laza Lău e prezent toată spuma UDMR, iată că săptămâna viitoare vine toată spuma PNL, deci e un județ mic, dar important politic, să zicem. Este un județ important politic, este un județ important și organizația noastră cred eu că este importantă pentru Partidul Național Liberal prin prisma rezultatelor obținute în ultima perioadă. Noi am fost în permanență respectați, fostul PDL, la fel și fostul PNL. Azi, în ansamblu, Partidul Național Liberal are, ca și filiala Sălaj, are o imagine extrem de bună, pozitivă la nivel național și este oarecum și o răsplată a muncii în echipă. Noi credem că această decizie de a fuziona a fost cea mai înțeleaptă posibilă în momentul respectiv. Azi, în Sălaj, nu sunt probleme de armonizare, sunt mici discuții în 2-3 locuri. Am mers peste tot împreună cu Radu Căpânășiu să armonizăm aceste orgolii locale. Știți foarte bine, au fost competitori electorali 25 de ani și azi sunt la aceeași masă și cred în proiectul politic al Partidului Național Liberal la nivelul județului Sălaj, proiect care, printre altele, sigur urmărește recâștigarea celor 18 primării de comună și a celor două orașe, Zalău, respectiv și Mneosilvanei, câștigarea a 7-8 primării de comună și, de ce nu, cu șanse ne uităm către cele două orașe, Cehul Silvaniei și Jibou, și, bineînțeles, o majoritate în Consiliul Județean, astfel încât pe legea care cel mai probabil va fi adoptată de către Parlament, și anume alegerea președintelui de Consiliul Județean să facă indirect, și anume din rândul Consiliului Județean, o majoritate în Consiliul Județean care să dea președintele de Consiliul Județean în 2016. Este un proiect politic ambițios în care eu cred și eu și Radu Căpânășiu și întreaga echipa PNL. Mama candidata? Mă Căpânășiu? Nu este bătut în cuie niciun candidat, nici domnul Căpânășiu, nici eu la alegerile generale, nici altcineva. Categoric suntem obligați, dacă suntem serioși, ca la finalul acestui an să știm cine ne sunt candidații la fiecare primărie. Și cred că vom reuși să identificăm cu 2, 3, 5 excepții toți candidații pentru funcția de primar. În baza rezultatelor obținute a celor care sunt în funcție și, bineînțeles, în baza unor cercetări, inclusiv sondaje, acolo unde vrem să câștigăm primării. Bun, știrea emisiunii ar fi, domnule Bode, că săptămâna viitoare avem joi, după masă, 2 aprilie, vizita domnului copreședinte, celor doi copreședinți, Alina Gorghiu și Vasile Blaga, în Sălaj. Avem un program pe care o să vi-l comunicăm din timp, inclusiv o conferință de presă, o întâlnire cu presa locală și regională la sediul Partidului Național Liberal. Vă mulțumim, domnule Bode, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Vă mulțumim și noastră pentru atenție. La revedere! La revedere!